doar muzica mă înțelege și prin muzică trăiesc. I tried to talk to my piano, I tried to talk to my guitar, talk to my imagination, confided into alcohol, and tried and tried some more to secrets heal my voice was so tired of empty conversation, cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. So why am I praying anyway? If nobody's listening. The world's attention, I think I cried too many times. I just need some more affection, anything to get me by. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody. Eu cred că fiecare dintre noi ajungem acolo unde suntem ca rezultat al vieții pe care o ducem și a experiențelor prin care trecem. Tu ai spus că ești adoptată, dar eu cred că asta contează, pentru că asta este parte din viața ta, cu bune și cu rele. Vine cu un bagaj emoțional pentru tine foarte puternic, vine cu niște, sunt convins de asta, e imposibil să nu fie, cu niște traume și cu niște frustrări, vine cu niște întrebări care sigur te vor măcina toată viața, așa cum este o întrebare măruntă: moștenesc vocea de la părinții mei natural sau nu? Și inclusiv prestația din seara asta vine cu toată această încărcătură. Muzica pe care am auzit-o nu este doar vocea ta. Muzica pe care am auzit-o și momentul este format din vocea ta, din felul în care arăți, din cuvintele pe care le-ai spus, din emoția pe care ai transmis-o. Ești un copil extraordinar, ești un adolescent, o adolescentă care evident poate să răstoarne munții. Mulțumesc! Și ținând cont de toate lucrurile astea și despre faptul că eu cred că fiecare om care vine poate să transmită un mesaj pentru fiecare dintre noi, eu o privesc așa personal, mi se pare că mi-ai transmis așa un mesaj și da, eu cred că trebuie să mergi direct până în capăt.